Mai am o intersecție controversată pentru voi și de data aceasta s-a întâmplat undeva în Moldova. N-aveam cum să nu recunosc graiul, chiar dacă discuția dintre cei doi șoferi a fost un pic mai dezvoltată, nu o să o pun pe toată. Eu o să analizez strict din punct de vedere al circulației rutiere. Așadar, uitându-ne din direcția de mers al celui care filmează, vedem că se află pe drumul prioritar, are indicatorul de drum prioritar și adiționalul care ne arată că drumul prioritar este cel care virează spre stânga și se intersectează cu un drum fără prioritate. Ajungând în intersecție, ne dăm seama după formă că cel care vine din sens opus are indicatorul ce dează trecerea și chiar dacă marcajul ne induce un pic în eroare pentru că nu urmează direcția drumului prioritar, cel care filmează tot are prioritate de trecere și cel care vine din sens opus, care mai și înjură, era obligat să-i dea prioritate pentru că el n-avea voie să pătrundă în intersecție. Era obligat să aștepte în dreptul indicatorului sau în dreptul colțului intersecției să se asigure și abia după ce este convins că nu-i deranjează cu nimic pe cei care circulă pe drumul prioritar, inclusiv pe cel care filmează, abia atunci avea voie să pătrundă pe drumul prioritar. Nu are nicio importanță, așa cum spune el, domnule, că ai trecut peste dungă. De ce nu te uiți? În primul rând, dunga este discontinuă și îi permite celui care filmează să treacă peste ea, iar în al doilea rând, cel care filmează nu are nicio obligație față de tine care vine pe un drum fără prioritate. Pentru că exact asta spune definiția priorității. Dreptul celui care se află pe drumul prioritar de a trece înaintea celor care se află pe drumul secundar. Și dacă ne uităm la imagini, cine a trecut primul? Cel care a întâlnit indicatorul de drum prioritar sau cel care a venit de pe drumul fără prioritate? E clar, da, că cel care avea cedează nu și-a respectat obligațiile legale, nu a dat prioritate de trecere și s-a băgat în fața celui care filmează. Așadar, în cazul în care ar fi fost accident de circulație, cel care a venit de pe drumul fără prioritate ar fi rămas fără permis pentru 90 de zile și ar fi dat asigurarea celui care filmează. Și era obligat să dea testul de redobândire, pentru că dacă nu-l dădea sau nu-l promova, se majora suspendarea la 120 de zile. În schimb, dacă îl promova pentru că descărca aplicația redobândire permis, se reducea la 60 de zile. Dar asta este cu totul și cu totul altceva, pentru că, neavând accident, nu poate să fie sancționat contravențional acest șofer, decât dacă fapta este constatată direct de un polițist rutier. În schimb, pentru injurii, poate să fie sancționat pe legea 61 dacă se depune plângere de către șoferul.